Abia de ani în urmă, pe când planeta noastră, Terra, încă era în formare, al păcălăbăgion începuse să posteze pe YouTube cele mai retardate și fără sens clipuri de la parodica. Vedeți cum sunt ăștia să-mi b***a pulonii? Ah! S-a dezbrăcat! Ah! Deci, ce dor mi-era să spun asta. Nu aia era parodia pentru astăzi. Aia se numește ce televiziunea din România e de căcat Part 3. Și o să apară duminica asta pe ecranele dumneavoastră. Știți voi că era al treilea motiv? Da. Dar, dacă aia nu e parodia pentru astăzi, atunci ce p***a mea e asta? La ce naiba te uiți acum? Ei bine, haide să-ți explic un pic. Eu mă numesc Alpaca, nu am mai postat de 2 luni deja. Și după cum unii dintre voi poate că știți, trendul vine cam așa. Un youtuber nu postează, înseamnă clar că a suferit o moarte groaznică, iar pe baza ideologiei respective apar și postările, atât de la voi, cât și de la surse de mass media foarte credibile, cum că săracul Alpaca ar fi murit ba în somn, ba călcat de tren, ba chiar sugându-și singur Dar ei bine, mort nu sunt, așa că hai să trecem mai departe. Când mai postezi, duminica asta. Dar, frate, parcă văd că postez duminică și ne vedem tocmai de Crăciun după. Nu, de fapt, o să ne vedem imediat după duminica aia, pe 22 aprilie, la sala polivalentă în București, la YouTube Meet? Sper că așa s-o zice. La primul meu meet oficial la care merg în viața mea. Dar stai, mai este! În primul rând, vreau doar să vă spun că, sincer, mi-a fost așa dor să postez și să vorbesc cu voi în general, așa că hai să facem o scurtă recapitulare la ce s-a întâmplat cât timp nu am fost pe YouTube și am fost plecat în viața reală. Așa că, uite! Să vedeți cum arată un buton de ăsta, băi, săracilor, ăștia care ați făcut milionul deja, da? Stai că să se focuseze. Nici nu știți cum arată de ăsta de... Nici nu știți cum arată de ăsta de 100 de mii, băi, săracilor, cu milioane. Ho, ho, ho! Mi-aș omori epic! Și pe lângă acel buton minunat, l-am întâlnit și pe Marius și mulți alți youtuberi pentru prima oară în carne și oase. Și vă spun că omul ăla e calitatea întâi, țin la el ca la un frate. Uita cia, pozerare cu Bigfoot. Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Încă mai am bacul. Încă nu am scăpat, dar vă spun că după ce termin și ajung la facultate, spoiler, să puteți să aveți Alpaca și Zapi la pachet colegi de cameră. O să încerc să fac videouri cât de mult o să-mi permită timpul. Inclusiv o serie nou-nouță de care sunt super entuziasmat să vă arăt. Dar deocamdată chill, lasă chipsurile jos și răspundem la o întrebare. Am nevoie de tine pentru chestia asta. Vezi tu, pe 22 o să fie primul meu meet și vreau să fac ceva mai special, dar nu știu ce. Să fac ceva atât cu fratele Zapi, cât și cu voi, care să rămână, știți voi, un moment de la suflet pe care îl ții minte. Întrebarea e ce? Și e bine, uite la ce m-am gândit. De multe ori veniți la mine să-mi aduceți chestii random când mă vedeți pe stradă. În video cu unboxing de pe canalul lui Zapi erau tot felul de dulciuri, spre exemplu. Dar ce lipsește cu adevărat este acel ceva, acel obiect fără niciun sens care adăuga la orice vreți voi să aduceți ca ofrande. Aduceți un pennyboard, o să vă iubesc pe viață. O să se distingă de restul și o să știm că suntem noi ăia. Iar cum Zapi când va avea pateul, ce persoană mai bună să întrebăm ce obiect magic ne trebuie nouă decât însuși Marius în persoană. Așa că hai să sunăm să vedem ce zice. Hai să sunăm pe Marius. Și încă unul. Alo? Și mare parte înainte de random era Pateo. Normal. Așa. Mă gândeam că dacă tot e primul meu meeting, să zicem așa, oficial, la care merg vreodată în viața mea, să le spun și eu ăsta, la să aducă ceva, dar nu știam ce. Nu știu ce, că n-am un ceva cum ai tu, Pateu, n-am un obiect, n-am un căcat, n-am un ceva. Zi o chestie random care merge. Zi să-ți aducă crispy-uri. Ce să alea? Bucăriile alea de piept de pui în fulgi de porumb picant. Nu, scoate mâncarea din ecuație, ai văzut ce putem putie. Eu zic să nu, că după aia trebuie să le iau cu mine și nu vreau. Da.
de damă. Uite cum face. De data asta ești tram de damă, dar dacă mai vreo dată la meeting-uri, te pun pe tine să mai ieși altceva, că nu vreau să-mi ștram de damă pe viață. Deci pentru meeting asta de la București, itemul magic va fi ștram de damă. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Sper să nu-l regret. Țineți minte, de la pește puța crește. Așa e. Și dacă ești tram de damă, te rezolvă un pește. Ara, uite și un mic anunț, vă rog eu din suflet, fiți atenți la chestia asta, că e foarte, extrem de mega important. Oricine mă urmărește pe Facebook sau vrea să vă arăt ce fac sau vrea să vă arăt ce postez sau când postez, orice legat de mine, asta nu e pagina mea oficială, are peste 10.000 de like-uri și nu e a mea, a fost f***ută, a mea a fost f***ută, dar nu e asta. Asta, în schimb, e pagina mea reală, unde sunt activ mereu și vorbesc cu voi și tot ce facem e aici. Dacă vreți să vorbiți cu mine, dați like aici. Cine știe, poate pentru primele 100 de persoane care dau like la noua pagină, între ghilimele nouă, nu e tocmai nouă, dar mă enervează că aia falsă sau aia veche are mai multe like-uri ca a noastră. Și toată lumea intră acolo și mă întreabă de ce nu postești și... Când asta nouă e adevărată, intrați aici. Pentru primele 100 de persoane care dau like la chestia asta, vă bag la prieteni, așa că fugiți acum. Vă rog, vă rog, vă rog, nu asta, ci asta în p-a mea. Și la 3, ca de obicei, hai la cu toții. Ne vedem în episodul următor. 1, 2, 3. Alpaca King out. Ara, în caz că vă întrebați, aici era Elanu. Și în caz că iar vă întrebați, vedeți următoarea chestie? Vedeți că ăsta face zgomot. Ăsta nu mai face zgomot. Și din cauza cui? Exact. Zapi. You will die in here. Vine în episodul viitor ca să afli de ce.